Încurățat. Cartofi ca pentru soacre. Cu o tonă de... Dacă mă grăbesc, ce naiba să fac? Și un cartof dulce. Se duc naibii unghiile mele noi. Așa, curățare de cartofi la foc automat. Opa! Yeah. Deci dacă apuc să strâng și jucăriile, sunt șmecheră. În fiecare seară, înainte ca fetele să vină de la grădiniță, eu reașez toate jucăriile, bine, dacă nu fac asta mai devreme, depinde cum am timp în ziua respectivă, și pun ceva de mâncare pentru fete, pentru că tavii trebuie să aibă să le dea ceva de mâncare. Adică până în ultima secundă, până să vină ele, eu sunt în pregătiri, mai fac ceva, mai șterg ceva, mai curăț ceva, mai spăl un vas, mai aranjez ceva, ca totul să fie relativ ok și să aibă o atmosferă cât de cât relaxată ele în momentul în care vin. Când n-o să mai văd jucării în sufragerie, o să fie sărbătoare națională. Fac paradă militară. Așa. Așa. Ia uite, o geantă. Cum naiba să mă mai duc eu? Eu mă îmbrac cu 2 ore înainte. Ah, de-a plecat la serviciu. Fac duș, mă aranjez. Și când plec la serviciu sunt la fel. Oh, din păcate, jucăriile le strângem cam eu și Tavi. Când unul, când altul. Și din păcate, fetele încă nu înțeleg noțiunea asta de jucării, că trebuie strânse și că trebuie aranjate și puse la locul lor. Am început să le mai răresc, adică am mai scos din ele. Nu știu care este metoda, o să o găsim la un moment dat și când n-or să mai fie jucării la noi în living, fetele vor fi majore, probabil. Mama! Mami! Dă pupicel! Ce faci, Tuții? Ai intrat încălțată, mama. Așa este, dar nu-i nimic. Nu-i nimic, face mami curat. Da, cu aspiratorul. Nu, cu aspiratorul face tati. El e lege la noi în casă. Mama, ce faci, mama? Dă-mi pupicel. E albastru, mama, nu e mob. Ia uite, a văzut că mi-am făcut unghiile. Dă-mi o guriță dulce de dragoste. Sunt albastre, mama. Nu, mai mob. Mov, bine, dacă voi vreți să fie mov, sunt mov. Hai să-i spălăm pe mâini. Ce ai dat acolo? O libelulă. Mama, de unde ai luat libelula? Din școală. Din școală? Mama, nu-i frum... Mătă, dar mai râde. Păi nu, eu dat-o că două cineva, de ce? Dar de unde ai De unde ai libelula de la școală? Adică, hei, hei... E de la grupa mijlocie? De fiecare dată când vin, avem ritualul nostru. Evident, trebuie să se spele pe mâini, este primul lucru în momentul în care intră pe ușă, de oriunde ar veni, de afară, de la joacă, de la grădiniță, de la mol, de la plimbare, din parc, de oriunde, trebuie să se spele pe mâini, iar ele știu lucrul ăsta. Plătești acum, bine, bine, bine. Arăt super. Bravo, tata. Următoarea pe listă. Iris. Hai la... Ii, ce drăguță e. Iris, unde ești, tati? Hai să te speli pe mânuțe, mamă. Haide, hai. Iris, hai cu mine să facem curățenie în cort. Vii? Hai. Hai să ascundem în cort de Victoria. Și acum... Așa, repede, repede, repede. Am găsit
și mai de mult. Am încercat să intru în jocul lor, să intru în cortul lor, eram lac de apă, dar n-am ce face. Stau în pat labe cu ele și ne jucăm pentru că știu că au nevoie de măcar o perioadă scurtă de stat cu mine și în timpul săptămânii, pentru că în weekend eu stau cu ele de dimineață și până seara, dar nu e suficient. Ascunde-te în cort, ascunde-te. Victoria, ai văzut-o pe Iris? Da. Nu este aici! Nu este aici! Nu este aici! M-ai păcălit! Te-am păcălit cu nasul prăjit! Hai, vrei să facem un cort mai mare? A, da! Haide! Vrei și tu să facem un cort mai mare? Hai să facem un cort mai mare, hai! Hai că avem puțină vreme să ne jucăm și noi toate trei și acum să ne jucăm! Suntem toți trei! Oh, stai, mama! Dă-mi un bub! Dă-mi un bub! Așa e la da. Tu vrei să îmi iei unghiile? Ai, nu e la aici! Sunt mov? Și aici? Ia uite, mama, fii atentă, fii atentă cum facem un cort mai mare, fii atentă! Deci legăm aici, vii să mă ajuți? Da! Hai, vino să mă ajuți! Uite, cu legăm aici o parte de cort. Ne jucăm de-a cortul. Da, ca să facem cea mai mare. Cel mai mare cort din lume, da? Așa, și acum ăsta... Dacă nu putem... Uite așa, vină cu aia, uite, dă-te Iris. Uite așa. Și acum îl punem aici. Wow, nu stă. Îl legăm de ăsta. Ca să fie cea mai mare. Ca să văd. Unde, mama? Ce-a făcut noi. Și ne ascundem. Și ne ascundem în cort? Da. Ia, fii atentă. Și fii atentă. Și punem și ceva sub cort. Uite, punem ăsta sub cort. Am găsit ceva. Ca să nu ne aruncăm cum vă aruncați voi și să ne rupem și anume dosul. Dă-te, mama, dă-te. Ia, uite, mă. Uite, așa făceam noi cort pe vremea noastră, mama, că noi n-aveam corturi de-astea de cumpărat. Ia. Și acum ia, uite cât ai cortul de mare. Ah, s-a rupt. Mami, ia uite. O să o legi? Unde, mama, vrei să o leg? Uite, o leg de cine? De ăsta? Asta. Bine. O să o legi. Mamă, deci răpirea, cortul răpirea din serai e ăsta. Și cea asta? Unde o leg? Păi nu știu, mama, unde să o mai legi. Aici. Acolo vrei tu? Da. Și tu ce pui? Tu pui... Aia, mama, dar aici nu pot să-l leg. Adu-mi un scaun. Asta. Nu, mami, adu-mi un scaun de la tine, din scaunelele mici, ca să-l leg. Nu, ăla mare, mă. Ăla e mic, mă, mami. Îmi trebuie. Îl bagi în cort pe ăla, dacă vrei. Ah, vrei tu să fii înaltă? Uite, mama, vezi? Și-l legăm aici. Cu acest. Puțin mai mare. E puțin mai mare, uite, vezi? Și asta. Gata. Am zis că să le arăt și lor așa un strop din cum era în copilăria mea, pentru că ele au totul super la îndemână. Adică ați văzut ca un cort al lor pe care tabi l-a asamblat, cum vezi în filme. Pac, 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 hop cortul. Noi luam niște cearșafuri, luam niște crengi, luam două scaune, nu știu, făceam tot felul de inovații și invenții de genul ăsta. Pentru că n-am avut parte de asemenea jucării și jocuri. Ai. Dar uite ce mișto e, vezi? E mișto, tine. Wow. Ole, trebuie să am grijă ce vorbesc. Cum e, mama? E mișto. Să nu mă spui lui tati că ți-am zis mișto. Da. Ah, hai. Da. Hai să ne ascultăm la tati. Ne ascundem la tati? Nu, aici. Unde? Acela aici. Wow, ce frumos! Ascunde-ți-vă! Chiar acum, mami!
Păi mami, n-are loc acolo, mă, că mami nu e cât voi. Să vin și eu? Da, avem chestiuni pentru everybody. Cineva a smuls o libelulă? Am văzut libelulă. Mami, aici stă. Uite, mami, aici stă. Și ce facem acum? Ca să ridicăm perna aici. Cu ce? Uite, mai am o pernă aici. Ia, stai că am găsit o pernă. Op! Eu la te culcare. Ia, cum vă faceți voi patul acolo să vă culcați? Hai. Nu știu. Păi nu am loc, mama, că e doar pentru voi cortul. Nu mai are mama loc, te rog, te rog, că nu mai ies de acolo. Mi-ai făcut loc? Da. Bine, hai, ia, hai să aranjăm ăsta. Ia. Stai așa că e prea, sunt prea multe chestii aici. Hai, și toată lumea doarme, da? Mami, unde doarme? În ce parte? Aici. Unde? Aici. Ce-l aici? Pe mijloc? Perfect, ce dă-te tu într-o parte. Dar n-am cum să ne învelim. Ca să ne culcăm chiar aici. Mami, și mami unde se bagă? Trebuie să-mi faceți loc. Hai, treci tu într-o parte, tu într-o parte și eu pe mijloc. Hai. Uite mic. Capul meu. Hai. Și acum toată lumea se culcă. Când să intru în cort, n-a fost prea ușor. Pentru că, ce să vezi, ele sunt atât și eu sunt atât. Dar ce să fac? Mă pun la mintea lor. N-am încotro. Nu pot să fiu altfel. Și așa vreau să-și aducă aminte de mine. Când se vor gândi ele la copilărie, să-și aducă aminte că mami se punea la mintea lor și că făceau împreună toate drăciile posibile. La libelula mea. Oh, stați că au dispărut lucruri, stați că trebuie să ies. Hai, luați-vă libelulele, luați-vă tot ce. Dar nu vreți voi să stați acolo puțin?